Criza sanitară care a bulversat lucrurile inclusiv în sistemul universitar scumpește mai nou și chiriile. În orașele în care studenții sunt așteptați fizic la cursuri, proprietarii de garsoniere și apartamente cer anul acesta bani în plus. Știu că din cauza măsurilor sanitare stricte, foarte puțini tineri vor mai prinde un loc în cămin, așa că profită de situație. În mod normal, cea mai mare universitate din Cluj-Napoca, Babeș-Bolyai, asigură peste 6.000 de locuri în cămin. Acum însă sunt disponibile doar 2.000. Doar în camerele cu două paturi și baie proprie. Asta înseamnă aproximativ o treime dintre locurile de cazare pe care le-am avut până acum. Studenții vor primi un loc în cămin în funcție de media obținută. În aceste condiții, cei care rămân pe din afară vor fi nevoiți să închirieze un apartament, însă vor constata că proprietarii vor bani în plus față de anul trecut. Un procentaj de 66% din proprietari au mărit prețurile cu o medie de 20-30 de euro și iar ceilalți de 33% au menținut prețul. Deocamdată, cei din conducerea Universității Babeș-Bolyai urmează să stabilească săptămâna aceasta cum se vor desfășura cursurile, în clasă, online sau în sistem hibrid. Și în Iași, numai jumătate din cele 8.000 de locuri de cazare din căminele Universității Tehnice Gheorghe Asachi vor fi ocupate începând cu 1 octombrie. Adrian este student în anul 3 și e nevoit să se mute. Din Chișinău vin, dar am venit să-mi iau lucrurile. Ștefan împarte deja un apartament cu două camere cu un coleg de facultate. Dă pe chirie de 3 ori mai mult decât pe o cameră la cămin, dar nu se plânge. De 900 pe lună, dar stau cu încă un prieten și 50-50. Ar fi focar căminul. Studenții, știți și dumneavoastră poate cum sunt, se duc prin camere la alții, se plimbă, mă mai stau la o vorbă. Agenții imobiliari spun că cererea de pe piața chiriilor a crescut odată cu anunțul că universitățile își redeschid porțile și nu exclud o creștere a prețului cu 10%. Primul șoc va fi unul în sensul creșterii prețurilor, urmând ca ulterior, la finalul de octombrie, în mijlocul de noiembrie, să se stabilizeze piața și vedem ce ne rezervă viitorul. Iașiul are peste 13.000 de studenți. În Timișoara, în schimb, mai multe universități încep cursurile doar online, așa că cei mai mulți dintre studenți vor rămâne acasă. În prezent mergem în linie dreaptă, în principiu. Nu am observat foarte multe modificări la prețuri, doar o mică scădere pe partea clienților efectiv. În facultățile din Timișoara, care încep totuși cursurile fizic, studenții vor fi distribuiți alternativ. În prezent, harta chiriilor arată că prețurile minime pornesc de la 140 de euro în Timișoara, 150 de euro în Constanța și Iași și ajung la 170 de euro în Brașov, respectiv 200 de euro în Cluj și București. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.